super. Ce fai fare? Fa parare. Yeah. Aspetta, sì. Sau eu cu ele. Băieți, gata. Cum să zic? Nu, un pic mai la. Prezent. Îi trebuie că nu știe ce să facă de acum încolo. Tony, unde mergi anul ăsta? Ori în Italia, ori în Bulgaria, ori aici faci baie în bălțile din Lusca. Învățați în, acum pentru la anul? Nu. Ați văzut subiectele de opta? Da. Și? Pe toate am văzut. Prisma, ați făcut o prisma? Am făcut tot, nu se poate pe lumea asta. Salut! De serviciu. Contactul de serviciu. Vă apucați de română pentru clasa 8-a? Da. Ha? Da, eu chiar m-am apucat de română. Sau de modeling, ce vreți? Modeling sau română? Ambele. Da, ambele. Noi suntem perfecte. Da. Da, cam un an de modeling. Nu sunt omul discuțiilor la festivități, nu am ținut să spun asta, că îmi pare că a trecut foarte, foarte repede și anul acesta. Și că anul viitor e clasa 8-a, e o responsabilitate mare pe omerii voștri. Sperăm să ne vedem cu bine anul viitor, un pic mai maturi. Gata de învățat, gata de examene. Așa cum v-am spus și dumneavoastră, dragi părinți, la ultima ședință, pot să spun că sunt foarte mulțumit de cum am mers anul acesta, pentru că din 25, cât suntem acum la finalul anului școlar, 15 dintre elevi au mers în sus. Printre care avem și câteva urcări destul de scheptate. Pentru rezultate deosebite obținute la concursul STIMA, echipajul format din Antonio Cenan, Antonio Ciura, Victor Deaconu și Robert Stagel. Am mixat la dublu. Și concursul regional de cultură astronomică se acordă premiul întâi echipajului format din Ania Zai, Robert Sager. Antonio Ciura și Victor Deacon. Fiți doar plec de aici. Bun. Eu zic să trecem la premii și mențiuni, ca să nu ne lungim foarte mult. Premiul întâi. Cu media 9,94, se acordă elevei Mara Bendu. Adică aceea cum e. Ania, haideți să-ți iei diploma de la concursul de astronomie. Trei elevi cu aceeași medie, 9,88, așa că îi voi citi în ordine alfabetică. Victor Deaconu. Alexia Marina și Radu Cudor. Premiul 3, media 9,85, Paula Tămaș. Thank you.
dimensiunile. Media 9,73, Daria Cilie. Media 9,67, Matei Bolz. La egalitate, media 9,67, Robert Stargil. Nouă 64, Antonio Ciura. Și la egalitate de medii, tot 9,64, Iarina Hara. Nouă 61, Andrei Bodea. Nouă 53, Andrada Rebrișorean. La egalitate de medie, 9,53, Ania Zai. Cea mai spectaculoasă creștere de anul acesta, media 9,50, Antonio Cenar. Nouă 47, Cezara Anderco. La egalitate de medie cu Sânziana Anderco. Nouă 29, Iulia Zen. Nouă 11, Denisa Goia. Și 9,02, Iulia Mizu. Felicitări tuturor pentru absolvirea clasei a 7-a. Ne revedem în clasa 8-a. Manualele le-ați primit. O parte din voi mi-ați dat carnetele, v-am trecut mediile. Da. Hai, repede, frate. Oare ale cui sunt astea? Ale extra... Pentru Ghiozdanu. Pentru Victor, oare? Pentru matură, cine are? Ăla topică. Salut! 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 Hai, desfințați a 7-a și începeți cu a 8-a. Da, de pe le-am pus astea. Unde le punem aici? Nu știu unde să le punem, dar... Dar peste urși ca să le punem. La toamnă le putem pune înapoi, dacă... Eu mai trebuie.